La Mănăstirea Sfânta Cruce Caraiman din Bușteni se desfășoară în această perioadă colocviul de literatură creștină, ridicat am ochii mei la munți, repere ale liricii religioase românești. Manifestarea este organizată de publicația Patriarhiei Române, Ziarul Lumina. Sâmbăta aceasta, la deschiderea colocviului, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment, Preasfințitul Părinte Varlaam, episcop vicar patriarhal, a ținut un cuvânt de binecuvântare. Programul manifestării a continuat cu susținerea mai multor prezentări ale autorilor de poezie creștină. Invitații au făcut astfel o trecere în revistă a istoriei poeziei religioase românești. Au fost prezentați aici o mulțime de poeți, unii consacrați deja, însă unii acum puși în valoare pentru aceste expresii profund creștine care sunt identificate tot de oameni care mânuiesc versul, îl citesc cu atenție, îl înțeleg, îl explică și o mulțime de lucrări, iarăși, care nu au o circulație foarte mare, dar care conțin versuri creștine de o profunzime nemaipomenită. De asemenea, se vede, s-a arătat cât de puternică este această forță a cuvântului exprimat prin poezie, de a convinge, de a transmite adevăruri de credință, convingeri puternice, idealuri creștine. Moderatorii ai întrunirii au fost părintele consilier Nicolae Dascălu, directorul publicațiilor Lumina, alături de doamna Daniela Șontică, redactor șef adjunct Ziarul Lumina și coordonator al suplimentului Lumina Literară și Artistică. Cred că ceea ce s-a realizat în aceste zile aici are importanță din mai multe puncte de vedere. În primul rând, a aduce oamenii în atmosfera de rugăciune a muntelui aici la Caraiman. Noi, de fapt, trăim în chip spiritual și bucuria Taborului sau a Horebului sau a muntelui Sinai și totodată de acolo, din înălțimea muntelui, noi știm că Dumnezeu se vede mai aproape și aripa de înger ne veghează pe fiecare dintre noi, astfel încât atunci când coborâm spre lume, spre lumea dezlănțuită a orașului, să avem puterea și bucuria aceasta de a mărturisi dintr-o dată credința și în același timp de a înveșmânta în cuvântul poetic ceea ce avem mai frumos, sublimul care nu poate fi înlocuit cu nimic aici, pentru că, de fapt, poezia și rugăciunea se întâlnesc în dorul nostru de transcendență, dorul nostru de veșnicie. Am invitat în jur de 30 de scriitori, sunt din toate zonele țării, de vârste diferite, sunt oameni care au contribuit la realizarea suplimentului nostru, Lumina Literară și Artistică, din aprilie 2014, când a luat ființă, și până astăzi. Sunt și oameni care n-au publicat încă, dar ale căror creații le așteptăm în paginile suplimentului. Și ne-am dorit o mai mare apropiere între publicația noastră și ei, un schimb de idei pe tema poeziei religioase românești, care s-a scris încă de la începuturile istoriei literaturii noastre și până astăzi. Și aceasta a și reieșit din dezbaterile care au avut loc în cadrul colocviului. Colocviul de literatură creștină al ziarului Lumina se va încheia duminica aceasta.